Bun, Cătălin, deplasare grea. Cum ați plăcut săptămâna asta? Ce lucruri? Da, deplasare grea. O echipă care joacă pentru accederea în play-off. Dar și noi avem nevoie de puncte. Va fi un meci dificil, dar eu spun că și pentru noi și pentru ei va fi un meci de care pe care și noi avem nevoie de puncte. Știu că poate pentru unii părem victima perfectă la meciul ăsta, dar vă asigur că nu va fi așa. Vă asigur că nu va fi așa, chiar dacă venim după frângerea de acasă cu Metaloglobusul, frângere care clar că nu a venit la momentul în care sau nu ne așteptam să vină după evoluția bună de la Iași. O frângere care ne-a afectat, dar sub nicio formă nu ne clatină, să spun. Chiar dacă am pierdut, au fost și multe, foarte multe lucruri bune în joc. Iarăși, din nou, ca și la Iași, am ratat ocazii foarte mari. Iarăși, ca și la Iași, am luat goluri foarte, foarte, foarte ușor. Goluri în care, cu tot respectul pentru adversar, dar 70% din merite sunt ale noastre, nu ale adversarului. Dar cu toate astea v-am spus. Noi avem încredere în continuare în noi. Este fotbal, se poate întâmpla să și pierzi, dar eu personal și nu numai eu vedem și lucruri pozitive de care lucruri care ne dau încredere. Pentru ce este de acelea 3 puncte înseamnă automat calificarea în play-off? O presiune pentru ei, în plus? Nu știu care a fost. Probabil, nu? Probabil ăsta este obiectivul lor, să acceadă în primele 6. Este problema lor. Noi ne vedem de treaba noastră și vom încerca să scoatem maxim posibil din acest joc. Nu înseamnă că dacă Csíkszereda depinde de acest meci, trebuie să-l și câștige. Meciul se va juca sâmbătă la ora 14. Probabil la meciul cu Metaloglobus au fost mulți jucători care au dezamăgit. Ai păstrat aceeași formulă de start, except un post care este în schemă. Vei schimba masiv? Nu știu ce înseamnă masiv, dar sigur, vor fi modificări în echipă. Nu știu dacă au dezamăgit unii mai mult decât alții. Eu sunt foarte supărat pe cei care au intrat din minutul 60. Asta este marele meu off după acest meci. Sigur, jucătorii au vrut, au luptat. Am spus, am avut ocazii mari. Nu? Înseamnă că avem putere, avem potență. Am ratat mult și din situații foarte, foarte favorabile. Da, sigur. Suntem 20 de jucători. Vom încerca să găsim formula potrivită care spune noi că ne va ajuta la acest joc și să cunoască. Vom încerca să câștigăm. Și să cunoască un mare probleme cu terenurile. E cel mai mare. Cel mai mare adversar al nostru, cea mai mare problema noastră pe această perioadă este vremea, da? Vremea și implicit terenul de antrenament. Pe noi ne afectează cu atât mai mult cât avem mulți jucători noi veniți în această perioadă, jucători care au venit foarte aproape de începerea campionatului și da, ne afectează mult în ceea ce privește procesul de pregătire, în ceea ce privește crearea unor anumite relații de joc, atât pe moment defensiv, organizare, cât și în momentul ofensiv. Dar
Nu avem ce face, trebuie să trecem peste ele, să... Să ne pregătim în continuu pentru azi și mâine. Bineînțeles. Astăzi vom merge, da, astăzi vom merge la Balmă. Mâine vom vedem ce-o fi până mâine. Încercăm să găsim soluție mâine să facem un antrenament pe teren mare. Da, este o mare problemă, dar nu ne putem pune cu ori de sus, cu vreme. Dar este o, mă rog, și un ghinion, să zic, al nostru, pentru că noi aveam nevoie de să putem să ne facem pregătire așa cum ne-am propus, da? 80% din antrenamente sunt adaptate, din păcate. Probleme de lot în afară de fost ca și poziție? Nu. Toată lumea este adaptată.